Una dintre cele mai bune metode prin care ne putem dezvolta creativitatea și gândirea vizuală în fotografie este să analizăm lucrările fotografilor celebri. Vreau acum să discutăm despre 4 fotografi cărora le admir foarte mult fotografiile și care sper să fie și pentru voi o sursă de inspirație. Primul fotograf despre care vreau să vorbim este Robert Frank. Robert Frank a fost un fotograf elvețian care, după ce a fotografiat o perioadă pe plan local, a emigrat în Statele Unite, unde a început să lucreze pentru celebrele reviste și case de modă de atunci. A simțit la un moment dat că este limitat oarecum în fotografia de modă și, obținând o bursă, pornește într-o călătorie prin Statele Unite pentru a fotografia latura mai puțin cunoscută a vieții americanilor. Fotografiile lui dezvăluiau sărăcia și inegalitatea dintre oameni. A realizat peste 28.000 de fotografii în acea călătorie, dintre care a ales doar 83 pe care să le publice în album. După ce a fost publicat albumul în anul 1958, dacă nu mă înșel, a generat foarte multe controverse în lumea artei pentru că fotografiile lui nu respectau anumite tehnici de compoziție și a fost judecat pentru acest lucru. Robert Frank era un fotograf care se axa foarte mult pe subiect și pe povestea pe care o transmitea fotografia și acest lucru mi-aduce aminte de fotografia unui bătrân cu un trandafir în mână, cred că a fost fotografiată într-un metrou de la noi din București. Fotografia aceea cred că a fost făcută cu un telefon pe ascuns, însă a generat mii de like-uri și sute de distribuiri pe Facebook, ceea ce ne face să ne gândim cât de important este subiectul și povestea pe care o spune o fotografie și mai puțin tehnicile de compoziție care în fotografie desigur pot fi încălcate. Trecem acum la al doilea fotograf și anume Henri Cartier-Bresson, probabil unul dintre cei mai cunoscuți și influenți fotografi din lume, care a inspirat foarte mulți pasionați de fotografie. Putem spune că a fost opusul lui Robert Frank pentru că era un expert în a utiliza lumina și tehnicile de fotografie. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că a fost unul dintre fondatorii agenției Magnum, iar una dintre cele mai cunoscute fotografii ale lui a fost realizată chiar în România în 1975, unde a surprins doi tineri îndrăgostiți în timp ce dormeau într-un tren. Vă recomand să analizați fotografiile pentru că pot fi o sursă foarte bună de inspirație și de educație vizuală. Dacă te pasionează fotografia de peisaj, cu siguranță îi vei îndrăgi fotografiile lui Ansel Adams, al treilea fotograf pe care ți-l recomand. Ansel Adams a fost un fotograf american care a iubit foarte mult natura. Fotografiile lui cu peisajele americii au făcut în conjurul lumii. Dacă îi vei analiza fotografiile, vei observa că principalul subiect în imaginile lui este lumina. Împreună cu alți fotografi, a fondat grupul F64, prin care a intenționat să promoveze acest stil estetic. Era un expert în a utiliza lumina în fotografia de peisaj, iar fotografiile lui pot fi o sursă foarte bună de inspirație pentru toți pasionații de fotografie. Al patrulea fotograf despre care vreau să vorbim este Sebastião Salgado, un fotograf brazilian care a renunțat la cariera de economist pentru a se apuca de fotografie, călătorind apoi în peste 120 de țări pentru proiectele sale. Este cunoscut pentru fotografiile realizate în cadrul proiectelor Exodul, Genesis sau pentru fotografiile realizate în Mina de Aur, Sierra Pelada, acolo unde a surprins mii de oameni săpând după aur. Vă recomand să urmăriți filmul Sarea Pământului, un documentar despre Sebastião Salgado și despre proiectele sale. Aceștia au fost cei 4 fotografi despre care am ales să discutăm astăzi. Desigur, sunt foarte mulți fotografi buni a căror muncă merită analizată, dar la fel ca în orice alt domeniu, pe lângă asta avem nevoie și de foarte multă practică. Sper că ți-am stârnit interesul și te-am motivat să pui mâna pe aparat și să ieși la fotografiat. Succes!